Și acum când mă plec și văd mai bine cine e acolo, ce credeți că văd? Mare cap aproape rotund, da? Chelios fără niciun pic de păr, fără niciun pic de barbă, urechile ascuțite. Salut YouTube și bine v-am regăsit astăzi cu un nou videoclip, fraților. Astăzi, în acest video, o să vă spun despre întâlnirea mea cu Supernaturalul, adică prima dată când a fost mai serios, ceva de genul ăsta. Poate pentru unii dintre voi o să fie ciudat, fiindcă, bă, întâlnire cu Supernaturalul, nu credeți în așa ceva? Adică nici eu nu știu ce să zic, dar nu știu, tind să cred și să nu cred, dar nu știu. După povestea asta o să vi se pară poate puțin ciudat, o să mă criticați și o să ziceți că, bă, da, fraierul ăsta, ia uite ce poveste ne spune, sau poate face mișto de noi, dar nu, frate, adică nu vă spune o poveste care nu e adevărată, doar așa să facem vizualizări. Ok, fiecare videoclip pe care fac pe acest canal e făcut special pentru voi să vă simțiți bine, în aceeași măsură cu care o fac și pentru vizualizări. Poate să spună vreun vlogger sau vreun YouTuber că nu face YouTube pentru vizualizări sau un anumit tip de videoclip pentru vizualizări, niciodată. Niciodată, tot timpul te gândești, hai să facem pentru vizualizări, prima fază, după aia hai să fac ceva să fie ok, să nu mă pun în lumina aia. Și trecând peste această pologie minunată pe care am vrut să vă spun și v-am spus-o, da, vreau să vă zic că am făcut-o ca să vă dați un pic seama că nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta, doar vreau să vă povestesc și vouă ce mi s-a întâmplat mie. Acum nu pot să zic că e 100% real, nu pot să zic că nici nu e real, dar haideți să spunem așa cum s-a întâmplat. Dacă mai vreți, fraților, să facem videoclipuri pe acest canal, nu uitați să dați voi un like acolo, că mă ajută foarte mult. Normal, un like, mare like, sfântul like, nu uitați să dați un subscribe și clopoțel și care sunteți noi, ca să vă trimite YouTube notificări când postez pe canal sau când fac un live. Nu uitați să dați un share la acest videoclip să vadă alți oameni, poate și alții noi care o să se aboneze la acest canal. Și un comentariu, trebuie neapărat să dați un like și un comentariu dacă vreți să mă ajutați cum vedeți acest videoclip, da? Perfect. Acum că am lămurit toate chestiile astea, să zicem că am lămurit tot ce aveam de lămurit, poate mai era ceva de lămurit, dar o să facem pe parcurs dacă e cazul. Hai să începem. Deci, eram în clasa 9 sau 10, nu mai țin minte sigur în ce clasă eram, da? Eram oricum mult mai mic ca acum. Acum am 21 de ani, deci am primit o lună și ceva. Și atunci eram mult mai mic. Vreau să menționez asta și să subliniez aici, fiindcă eram mult mai mic. Stăteam noaptea la calculator, stăteam pe Facebook în timpul ăla, atunci nu mă jucam, nu eram mare gamer, nu eram mare jucător de jocuri sau de altceva. Eram doar, ascultam muzică, stăteam chill, mă relaxam, beam un suc, stăteam pe Facebook, mai vorbeam cu cine mai vorbeam pe acolo. Și ca tot omul să-ți faci nevoile. Și eu am vrut să ies afară, să-mi fac nevoile, na, că ia alea. Și cum ies pe ușa să ies afară, ultima ușă care dă spre natură, îmi arunc ochii în partea mea dreaptă spre gard și acolo văd pe cineva stând lângă gard. Acel cineva avea o înălțime încât îi se vedea doar capul, da? Îi se vedea de undeva de aici în sus, da? Și stau și mă holbez mai bine că nu vedeam după om și era cam ciudat acolo. Cine stă lângă gard nemișcat, fără să facă o vreo mișcare, fără să-mi zică nimic, fără să așa, da? Și mă plec așa, pun mâinile pe genunchi și mă plec așa și mă uit ușor pe sub coroana copacului. Erau frunze, era vară, da? Sau undeva pe acolo, vară, sfârșitul primăverii, ceva de genul, nu mai țin minte sigur bine. Dar era cald, era bine, puteai să stai ok și seara, fără să-ți fie frig sau fără să-ți fie cald. Și stând așa și mă uitându-mă, mă, cine e acolo? Mă uit, nu zic nimic nici eu, nu, pot că nu zice nimic, instinctul meu a fost să nu zic nimic. Și acum când mă plec și văd mai bine cine e acolo, ce credeți că văd? Mare cap aproape rotund, da? Chelios fără niciun pic de păr, fără niciun pic de barbă, urechile ascuțite, da? Ochii mari, avea niște ochi, frate, zic că erau, nu se vă dau un exemplu, aproximativ la fel ca ăsta, atât, frate, uite, în comparație cu ochiul meu, cât e de mare, da? Aproximativ cât asta, poate un picuț mai mic, fără să clipească, frate, stătea nemișcat, fără să clipească, fără să vorbească, doar să uita la mine. Eu mă uitam la el se uita la mine. Băi, cred că am stat acolo vreo 2, 3, 5 minute, maxim 5 minute, nu cred că asta mai mult de 5 minute, sau poate pentru mine au fost 5 minute, dar poate timpul era mult mai scurt din cauza că nu știam ce se întâmplă acolo și în împrejurările alea eram, frate, what the fuck e asta, și mi se pare că trece greu timpul, sau poate știți unii dintre voi care e sentimentul ăsta și cum se manifestă. Ok, închizând paranteza asta, eu mă uitam la el se uita la mine. Și la un moment dat, pe tot parcursul ăsta, vreau să mai deschid o paranteză, pe tot parcursul ăsta, el nu clipise deloc, nu scosese o vorbă, nu se mișcase deloc. Eu cu ochii fix la el țintă, să văd dacă face vreo mișcare sau ceva de genul. Nu se mișca, nu făcea nimic. Și la un moment dat, cum zice și mai devreme, ce vreau să zic mai devreme, se întoarce cu spatele, tot la fel Chelios, nu se observa
nimic, să zic, omenesc la acel corp. Să vă fac o asociere așa, să ceva gen Smeagol. O să vă pun o poză aici, dreapta mea pe ecran. Aproximativ la fel cu capul ăstuia, dar la momentul ăla eu nici nu mă uitasem la stăpânii lor. Dacă mă uitasem pe trei frânturi, să zicem că, bă, poate mi-am imaginat. Dar cum, frate, să-mi imaginez când eram cu ochii deschiși și mă uitam la el? Și plus de asta, că la țară sunt becuri, adică sunt becuri în stâlp. Cum să nu-ți dai seama dacă e om sau nu, sau dacă are mască sau dacă nu, că poate cine știe. Am zis la un moment dat că, bă, poate e un prieten care vrea să facă mișto de mine, știi? Dar cu toate astea, punând chestiile cap la cap și gândindu-mă la asta de mai multe ori, mi-am dat seama că șanse mari ori pot să fie ceva. Uite, frate, nici nu vine să cred, adică nu vine să cred că a fost ceva simplu, ce s-a uitat la mine, s-a arătat mie sau ceva de genul. Și ciudat, nu știu. Puneți și mie în comentarii cum vi se pare chestia asta, voi ce ați fi făcut în locul meu. Eu vă spun, am fugit în casă de frică, dar înainte de asta am omis să vă spun, am început să vă spun și nu v-am mai spus, că m-am luat cu alte vorbe, că nu așa se întâmplă, că de-a prea multe de spus și nu știi pe care să spui mai repede și care e mai bună, înțelegi ce zic? S-a întors cu spatele, da, și o plecat cu disport așa dintr-o dată. Fără să dai seama, frate, adică nu s-a auzit, eram aproape de el la vreo 5 metri, frate, mai mult nu cred că erau. Și fără să se audă sunet de pași, fără să se audă vreun chicotit, fără să se audă vreun râs, ca și cum cineva ar fi făcut mișto de mine. Că mă gândesc, dacă era lângă mine, era aproape, da? E logic, dacă era lângă mine, era aproape. Și s-auzeau pași, frate, când pleca, sau... Știți cum s-aude un pas? Ia uite. S-aude, frate, că fugi și dacă trebuie să audă pași, dacă aveți vreo idee ce spirit a fost, ce demon, ce... păcătură, ce e satana, ce e Smeagol a fost, lăsați și mie un comentariu și spuneți-mi ce ați făcut și voi în locul meu, dacă erați în locul meu, adică voceați la el să vedeți ce e, să-i trageți de cap, să vedeți dacă are mască sau ceva de genul, sau nu. Adică nu mi-a trecut până ca, bă, să mă duc, sau nici nu mi-era frică în acel moment, dar după ce am realizat eu că, bă, ăsta se poate să fie, știi, de la cu cornițe, am zis, ciulai, Doamne, intră casă. Deci nu mi-a trecut până cap să zic, haide, că mă duc să-i tragă lui de, știi? Să văd dacă are mască sau ceva de genul ăsta. Și cam asta fiind povestea, fraților, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, dați și voi pe butonul de like și dați un comentariu. Și mai am o poveste de groază, dacă vreți să o mai spun, adică tot ceva ce mi s-a întâmplat mie când eram mic. Adică asta chiar nici nu mi-o aduc aminte, mi-au spus-o părinții ce mi s-a întâmplat și e mult mai complexă ca asta și mult mai, o durată mult mai mare. Și o să vă spun în viitorul videoclip, dacă facem, nu știu, când facem 25 de like-uri la acest videoclip, o să dau drumul la filmarea celui de-al doilea videoclip și o să-l postez imediat ce pot, să-l randez și să-l editez pe canal. Vă mulțumesc, fraților, că ați fost cu mine, nu uitați de un like și comentariu în primă fază, dar repede, nu uitați de un share și un subscribe, să activați și acolo clopoțelul să vă trimite YouTube notificări când facem live. Eu am fost Rusty și ne revedem la următorul videoclip, fraților, pa, pa!